Un rege al Ungariei s-a născut în localitatea hunedoreană Ilia. Casa memorială numită și Bastionul Roșu este acum un monument istoric și de arhitectură, din păcate mai puțin cunoscut. Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei și rege al maghiarilor, a văzut aici lumina zilei. El a fost o personalitate marcantă a epocii sale. Acum, clădirea fortificată e un muzeu bine întreținut, așezat într-un parc cu arbori seculari. Tot de ținutul Hunedoarei este legat și marele rege al Ungariei, Matei Corvin, fiul lui Iancu de Hunedoara. Casa natală, de fapt un bastion fortificat al principelui Transilvaniei și rege al Ungariei, este așezată pe DN7, în localitatea Ilia. După ce turcii au cucerit cetatea Lipova în 1552, Ilia a devenit cetate de graniță. Tatălui Gabriel, Farcaș Bethlen, a ridicat mai multe bastioane și ziduri de apărare. Bastionul Roșu a fost locul unde s-a născut Gabriel Bethlen. Bastionul Roșu de la Ilia este o fortificație din care se mai păstrează doar un turn. Practic, ea la început a fost mult mai mare, a avut 4 turnuri, practic era o cetate de apărare care păzea granița dintre Transilvania și Banat. Ea a fost ridicată la mijlocul secolului al XIV-lea, consolidată la mijlocul secolului al XV-lea și a avut rolul de a păzi granița, în special după ocuparea Banatului de către otomani. Numele de Bastionul Roșu vine de la faptul că atunci construcția avea pictate fresce în interior și la exterior. Privite de la distanță, avea o nuanță roșiatică. Acum, clădirea este un muzeu cu exponate care arată istoria acelor vremuri, în Transilvania. Muzeul este administrat de Fundația Sfântul Francisc din Deva. Se prezice că în această sală s-a născut Marele Principe. Avem și câteva dovezi. Una dintre acestea este simbolul amplasat în bolta, încăperii. Puteți vedea acolo sus, este stema familiei Gabriel Bethlen, mai exact a tatălui Bethlen Farkas. Este primit în dar de la Muzeul Național din Ungaria și, de fapt, valoarea sa constă în pictura realizată pe el, adică mărimea Marelui Principe, pe care niciodată nu s-a realizat un portret al Marelui Principe întreg. Acesta este drapelul Marelui Principe, Gabriel Bethlen, drapelul de luptă cu care a participat în numeroase lupte. Aici se poate vedea stema familiei în mijloc. Două rațe sunt, de fapt, străpunse cu o suliță. Aceasta ne deduce că există o legendă care spune că tatăl era așa de bun țintaș încât a reușit să ochească două rațe sălbatice și a dus acest lucru familie, adică acelui principe atunci din acea vremuri și a primit această stemă în dar. Așa a rămas în folosință și copiilor lor. Gabriel Bethlen a fost principe al Transilvaniei și pentru un an de zile rege al Ungariei. Nu este singurul rege legat de ținuturile hunedorene. Fiul lui Iancu de Hunedoara, Matei Corvin, a fost și el un mare rege al Ungariei. Acum, Bastionul Roșu este un obiectiv turistic unde majoritatea turiștilor sunt maghiari. Parcul unde este așezat bastionul este o oază de liniște, cu arbori seculari situate pe malul râului Mureș. Liniștea, pot să zic, că domină aici. Ne bucurăm că autostrada a redus circulația cu foarte mare grad. Acest lucru se simte foarte mult aici, în grădină, mai ales în încăperile clădirii, care redau acele stări, acele sentimente ale timpurilor vechi. Putem spune și afirma cu siguranță că ne putem încărca nu doar cu știință și cu istoria locului, cu informații ale timpurilor vechi, dar și cu o stare de spirit a acelor vremuri.
Localnicii și turiștii români nu prea știu de acest obiectiv turistic, dar cred că ar trebui mai mult promovat. Cum vi se pare totuși să aveți în comun un asemenea monument? Că înțeleg că e foarte vechi și, mă rog, cu tradiție. Un lucru benefic pentru comună. Oare credeți că ar trebui vizitat? Da, promovat? Trebuie vizitat, promovat, da. Cei care trec pe DN7 prin localitatea Ilia pot să admire construcția și parcul, locuri încărcate de istorie. Deocamdată, muzeul este închis turiștilor din cauza pandemiei.